m-a învățat de lui Iisus să citesc și mereu să-i mulțumesc. Mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru ziua cea trecută, pentru că ai vegheat și nimeni. Niciun rău nu mi-a făcut. Mulțumesc pentru viață, sănătate, pentru pâine și rugoate, pentru soare, pentru flori, pentru al mei fărțoare. Mulțumesc pentru tăticul, pentru dulce, pentru tăticul, pentru dulce, mama mea, pentru dragostea ta mare, pentru toată grija ta. Să mulțumim lui Dumnezeu pe darurile lui mereu, pe care curând le primim, copii frumos să-i mulțumim. De pâinea zilei neîncetat, să-i mulțumim cu adevărat. De apa bună care o dăm, să-i mulțumim când vrei avem. De aerul ce respirăm, să-i mulțumim să-l lăudăm. De soare și lumina lui, să dăm mărire Domnului. Să-i mulțumim că ne-a gătit un viitor prea fericit. Prin Fiul Său iubit Iisus, când a jertfit pe cruce sus. Căci tot ce-i bun e darul sunt, venit din cer pe acest pământ, din mila Tatălui Divin, spune învărsată pe deplin. Mulțumim pentru păstori, pentru cei ce ne conduc, noi, ca oameni călători, ei ca slujitori ce duc deseori povestea noastră și nu spun că au obosit. Din dragoste de Dumnezeu, nu se plâncă să o stemeți. Îți faci slujba tot mereu, îi consideri prea iubiți. Toate le fac pentru tine și ce fac pe veșa mâine. Pentru apostol mulțumim și proroc și învățător. Ei ne învață să trăim după Sfintele Scripturi. Mulțumim de cei ce duc vestea bună celor mulți. Mulțumim de cei ce aduc la Hristos pe cei trudiți. Amin.